Fiul celebrului traficant de droguri mexican El Chapo a fost extradat din Mexic în Statele Unite. Potrivit autorităților americane, Ovidio Guzman va fi judecat pentru trafic de stupefiante. Procurorul general al Statelor Unite a precizat că extradarea fiului lui El Chapo reprezintă un pas în eforturile americanilor de a lovi în operațiunile cartelurilor mexicane. Familia Guzman este la conducerea celebrului cartel Sinaloa, unul dintre cele mai puternice din Mexic. Ovidio Guzman a fost reținut în luna ianuarie anul acesta după un schimb puternic de focuri între trupele speciale mexicane și membrii cartelului Sinaloa.